ce v-a determinat să intrați în cursa electorală prezidențială? Faptul că suntem mințiți de prea multă vreme, furați de prea multă vreme, că șmecherii și cei care ne fură ne râd în nas, faptul că demnitatea noastră a oamenilor, a românilor, este călcată în picioare de către clasa politică. Toate aceste lucruri la un loc m-au determinat să iau această decizie. Aceste lucruri cuplate cu faptul că niciunul din candidații care s-au anunțat până când am luat eu decizia nu asigura că rezolvăm aceste chestiuni, că ele dispar din societatea românească, că președintele devine angajatul oamenilor și nu un tartor peste țară și de asemenea niciunul dintre ceilalți contracandidați nu asigură în mod cert menținerea României pe direcția vest și anume cu Statele Unite și NATO. Ce vă recomandă pentru funcția supremă în stat? Știu politică externă. 2 ani cât am fost ministru justiției, pe lângă ce am făcut acasă, înființat DNA, conflictul de interese, infracțiune și multe altele, am fost în toate capitalele europene să convingă guvernele statelor membre și parlamentele că România merită și trebuie să intre în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și am făcut-o cu succes. Și apoi, 5 ani de zile în Parlamentul European am făcut politică externă. De asemenea, am lucrat înainte de a fi ministru justiției în comunități internaționale cu OSCE, cu ONU, în zone de post de în zone în care fuseseră conflicte civile, războaie și am reconstruit instituția iarăși cu comunitatea internațională și asta este legat de politica externă. Care este principiul? Dar n-am terminat. Asta a fost legat numai de politica externă. Aici intră și siguranța națională a României, apropo și de menținerea relației cu parteneriatul cu Statele Unite, parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care l-am încheiat în 2011 și care are, cred că multă lume nu știe, nu numai o componentă militară, ci și una de investiții, una de cercetare și, de asemenea, o componentă de stat de drept, de respectul față de lege. De asemenea, sunt singurul candidat cinstit. Aici e alegere foarte simplă între mine și ceilalți. Sunt singurul candidat asupra căruia n-a planat niciodată nicio suspiciune. Acum, după ce spun asta, parcă o să văd că o să inventeze tot felul de minciuni, cum au mai făcut în alte cazuri. Sunt singurul candidat cinstit, am o viziune și contează foarte mult asta, pentru că dacă ești cinstit și corect, oamenii cred în tine, ceea ce spui faci, nu faci promisiuni deșarte și de asemenea contează pentru partenerii externi, fiindcă au încredere în tine, îți ții cuvântul dat. Deci cinstea înseamnă foarte multe lucruri, nu numai că n-ai furat. Am o viziune și v-am spus care e viziunea mea pentru România pe planul politicii externe. De asemenea, ca președinte trebuie să ai un anumit stil. Un stil de seriozitate, de fermitate. În același timp, trebuie să socializezi, să te împrietenești cu ceilalți. Ceea ce am făcut tot timpul, și cât era ministru și în Parlamentul European. Da, trebuie să fii ferm și să fii serios. Vreau ca președinte să ne îndepărtăm de limbajul de lemn al comunismului, dar și de limbajul golănesc al tranziției. Care este principalul rol al șefului statului, din punctul dumneavoastră de vedere? Ca puteri constituționale, politica externă, siguranța națională, dar aș spune și viziunea pentru țara
în care ești președinte, viziunea pentru România. De pildă, sunt câteva domenii care trebuie să fie prioritare pentru societatea românească. Cel mai bine ar fi, dacă se poate, și pentru toată clasa politică românească, ca trenul în care ne urcăm toți, și cu președintele, și președintele poate să fie cel care indică aceste priorități, sau această prioritate, dacă e una, trenul în care ne urcăm toți și știm că ne dăm jos în stația în care am rezolvat problema educației, de pildă. Dacă educația este prioritate. Așa a făcut Irlanda, de exemplu, acum mulți ani de zile, când toți au decis care e prioritatea pentru noi în Irlanda. Toată clasa politică și toată societatea. Educația. Și toată lumea s-a urcat în trenul educației. Sau în alte țări. Care sunt industriile pe care noi vrem să le promovăm, deci, și pe care ne concentrăm ca prioritate de țară. Deci obiective, da, majore, țară, comune, da, asumate, da, de toată lumea. Măcar de președinte și de popor. Eu le propun în viziunea mea pentru țară. Credeți că este oportună revizuirea Constituției în sensul modificării modalității de alegere a președintelui țării și atribuțiilor acestuia? Este oportună modificarea Constituției, în primul rând pentru a pune în Constituție voința poporului cu 300 de parlamentari, dar și pentru a stabili clar și a delimita clar atribuțiile președintelui, parlamentului și guvernului. Putem să ne uităm și la puterea judecătorească dacă facem modificări, iarăși trebuie să eliminăm acea prezumție de dobândire licită a averii care împiedică multe confiscări în România și care nu mai există nicio constituție din lume. Cred că în 91-2, când au lucrat la această constituție, unii s-au pregătit să fure în această perioadă de tranziție, deși au pus această prevedere acolo. În ceea ce privește mandatul președintelui, eu cred că trebuie să rămână la 5 ani de zile și o să vă spun de ce. Pentru că există riscul că atunci când se vor suprapune mandatele, adică când vor fi alegeri și pentru Parlament, care dă guvernul, și pentru președinte, să se voteze toți în același partid. E un partid pe val, să spunem. Ori, într-o democrație, puterea trebuie împărțită între partide. Dacă un partid are și președintele, și parlamentul, majoritatea în parlament, și face guvernul, riscul să alunecăm spre dictatură e foarte mare. Știți că puterea corupe. Deci puterea trebuie împărțită. Așa a câștigat alegerile președintele Slovaciei, acum un an și ceva, explicând populației, alegătorilor din Slovacia, că puterea trebuie împărțită, el venind din mediul de afaceri și candidând împotriva marului partid Mahmut, care era la putere în Slovacia. Ce alte modificări ale legii fundamentale se impun? Categoric se impune eliminarea imunității pentru parlamentari, miniștri și președintele țării. Avem 3 feluri de imunități pentru parlamentarii care au fost miniștri sau care nu au fost miniștri, care sunt sau nu sunt. Pentru cei care au fost miniștri, de pildă, nici nu poți să-i chem să-i audiezi ca procuror, nici măcar să iei o declarație, deci ancheta e total blocată. Și din experiența ultimilor 25 de ani vedem că foarte greu se ridică imunitatea, unor durează luni de zile, cred că a fost un caz care a durat și un an de zile și de multe ori se respinge. Nu se poate așa, trebuie să fie egali în fața legii cu ceilalți cetățeni. Există, ca să fie clar, mă refer la imunitatea pentru fapte penale și nu pentru opinii politice. Pentru opinii rămâne cum e peste tot în lume, dar nu pentru fapte penale. Există alte țări în care parlamentarii au imunitate, dar nu se face circul ăsta ca la noi și se ridică imunitatea imediat. De pildă, în Belgia se ridică în maxim 48 de ore, nimeni nu se uită în dosar să vadă dacă sunt probe sau nu, iar în Parlamentul Germaniei se ridică automat la începutul fiecarei sesiuni parlamentare,
parlamentarii germani în Bundestag adoptă o hotărâre prin care decid că automat orice cerere va veni în decursul acelei legislaturi de ridicare imunității, ea se admite pe loc, într-un minut. Nu cercetează nimeni nimic. Doar apoi, dacă se află, vin informații că ar fi fost ceva neregulă și ceva fictiv, o obiduire fictivă, abia atunci se uită să vadă despre ce e vorba. E, dacă ar fi și la noi așa, bine. Eu am propus de vreo 2-3 ani, stă în Parlament, o propunere de modificare a regulamentului Camerei cu maximum 48 de ore să nu se uite în dosare, că nu au văzut să se uite în dosare și stă, nici vorbă să o adopte. Deci trebuie eliminată această imunitate. De altfel, în Statele Unite nu există deloc această imunitate, nici la guvernatori. Ați văzut că și președintele, nici pentru președintele Statelor Unite, avem cazul Clinton, unde a fost, care a fost anchetat de procurori. Așa că haideți să fim și noi toți egali în fața legii și politicienii. Ce vă propuneți în materie de politică externă? Pomeneți dumneavoastră la început câteva chestiuni, dar dacă vreți să mai detaliați. Sigur că România să rămână pe direcția vest, în principal acum. Vorbim de direcția Statele Unite, parteneriatul strategic cu Statele Unite și NATO. Desigur și Uniunea Europeană. Dar să nu uităm că dacă avem un război la granița de est a României, dacă se întâmplă ceva, pe noi ne apără NATO, care este singura organizație internațională în care noi suntem membri și care are o componentă militară și de apărare, nu? Toți pentru unul, unul pentru toți, militar vorbind, Uniunea Europeană nu are o armată și Qatar este foarte important. Trebuie să vă mai spun că parteneriatul strategic cu Statele Unite include și componenta militară și de investiții și de stat de drept și de cercetare. Deci foarte multe lucruri importante. Mai am un obiectiv pe care nu l-am văzut la niciun alt candidat și pe care văd că nu-l face nimeni, nu le aduce nimeni la îndeplinire acum în România din cei care sunt la putere, și anume transformarea faptului că la granița României este un război și avem o graniță cu o zonă non-democratică, mă refer la Crimea luată de Federația Rusă. Suntem la această graniță. România stat democrat la graniță cu non-democrația. Eu am numit-o cap de pod în porunca să nu trădezi interesul național, adică politica externă a României. Asta ce înseamnă? Că atunci când suntem la o graniță cu non-democrația, atunci noi trebuie să transformăm acest lucru într-o mare oportunitate pentru România. Și trebuie să ne ducem și să spunem la Washington, la Berlin, la Londra, peste tot, să spunem investiți economic, militar și politic în România ca să întăriți democrația, pentru că există riscul, fiind la granița cu non-democrația, să se extindă. E mult mai ușor. Și pentru că vrem totdeauna să fie foarte clare granițele democrației, da? Ce se întâmplă acum cu Turcia, da? Apropo de fundamentaliștii. La fel au făcut americanii cu Israelul. Au investit foarte mult în Israel, economic, militar și politic, într-o lume islamică. La fel au făcut americanii cu Coreea de Sud, când Coreea de Nord a revenit comuniștilor. Deci era granița între comunism, între nedemocrație și democrație, Coreea de Sud. Au investit masiv în Coreea de Sud. Și atunci, hai să facem și noi oportunitate din acest nefericit război. Altfel, nu. Dacă veți câștiga alegerile, aveți în vedere desemnarea unui nou prim-ministru. Într-un interviu recent acordat, pomeneți și un nume. Pentru prima oară am spus un nume. Da. Ca să desemnezi un nou prim-ministru, trebuie să dispară actualul prim-ministru, adică să nu mai fie prim-ministru.
dacă o variantă este ca Parlamentul să facă o moțiune de cenzură, să există o majoritate parlamentară care să, prin moțiune de cenzură, să-l dea jos pe actualul prim-ministru Victor Ponta. Dacă nu, atunci voi lucra cu guvernul și Parlamentul care există și nu uită nici ei că în 2016 avem alegeri parlamentare. Eu o să pun programul politic pe masă, viziunea pentru țară și o să vorbesc permanent cu oamenii. Să vedem cum o să se simtă cu Parlamentul sau Guvernul dacă nu alocă 6% pentru sănătate, că bani sunt, dacă nu recuperează banii din evaziune fiscală. Evaziunea fiscală este de 70 de miliarde de euro. Deci bani avem în România, ANAF-ul să-și facă treaba, să se ducă după mari evazioniști. La Lukoil, prejudiciul de până acum stabilit în anchetă este de 230 de milioane de euro evaziune fiscală. Ce să vă mai spun, la Microsoft, 4 guverne, dar iar 100 de milioane de euro luați din bugetul Ministerului Educației, dacă împiedicăm să se fură acești bani sau dacă furați fiind, îi aducem înapoi, avem bani pentru educație, pentru sănătate, pentru autostrăzi. Deci voi lucra cu ei, dar le voi pune aceste condiții pe masă și voi vorbi cu oamenii. Da, hai să facem pentru sănătate asta sau educație să facem așa. Avem bani. Hai să ducem bani, hai să depolitizăm instituțiile. ANAF-ul nu trebuie să fie politizat. Nici educația, nici sănătatea. Acum că vorbim de evaziunea fiscală, facem concursuri, unul și unul cei de la ANAF. Da? Și să se ducă după mari evazioniști. Cu ce echipă... Da, am spus un nume, că m-ați întrebat. Da, Daniel Morar. Am spus că este numele pe care l-ați premierul menționat. Pe care l-aș dori este Daniel Morar. Pentru că a instrumentat și a condus o instituție, DNA, care a făcut, a instrumentat și a închetat dosare economice, nu numai de corupție, ci și de abuz în serviciu, de spălare de bani, de evaziune fiscală, și știe toate de desubtul, știe cum se fură de către politicieni. Deci nu l-ar păcăli niciun ministru. Care credeți că sunt principalii dumneavoastră contracandidați? Ce situații în sondaje în acest moment în fața mea, Ponta și Iohannis? Și... Vă temeți de... Domnule, nu mă tem de nimic. Nu mă tem de nimic. Ce o să decidă majoritatea votanților, asta este altceva. Dar dacă s-au săturat să fie mințiți, nu? Eu m-am săturat să fiu mințită și cred că mulți s-au săturat să fie mințiți, să fie furați, să fie înșelați, să le fie călcată demnitatea în picioare, atunci nu mai votează cu niciunul dintre ei. Iar în ceea ce privește pe Ponta, voi spune explicit un exemplu de săptămâna trecută. Asta apropo de atributul principal al președintelui, care este politica externă și siguranța națională. Eu am insistat pe parteneriatul strategic cu Statele Unite și pe relația noastră cu NATO, pe faptul că suntem în NATO. Și vreau să vă spun că în timp ce baza de la Deveselu, vineri, era predată armatei americane, ceea ce e o chestie colosală, colosal de bună, fantastică pentru România, de întărirea prezenței militare americane în România și de încredere față de România. În acel moment nu era niciun oficial român acolo. Ponta era la Chișinău și nu că era la Chișinău, dar în loc să fie la Deveselu, deși așa ar fi trebuit, dar vorbea împotriva doamnei Victoria Nuland de la Departamentul de Stat al Statelor Unite. Să nu-i dea lecții. Pe asta vine în contextul în care în dosarul Lukoil Ponta intervine public în favoarea companiei rusești și practic le spune procurorilor ce să facă și din păcate acel procuror de la parchetul Curții de Apel Ploiești parțial a răspuns solicitării lui Ponta, nu știu din ce motiv, și a ridicat parțial sechestru pe bunurile companiei Lukoil.
Sau s-a întâmplat vreodată în România să mai auzi ca ambasadorul, vreun ambasador să facă ce a făcut ambasadorul Federației Ruse, să spună ok, să se investigheze evaziunea fiscală reclamată la Lukoil de 230 de milioane de euro, respectându-se legea, dar să se ține seama de relațiile româno-ruse. N-am mai văzut așa ceva. Justiția nu ține seama de niciun fel de relație de genul ăsta. Justiție e justiție, da? Sau vicepreședintele Lukoil, care a zis că și-a jucările și pleacă până vineri, dacă nu se ridică sechestru. Și Ponta, pe Ponta trebuia să-i dea afară imediat, da? Ponta trebuia să apere justiția din România. Ponta trebuie să apere România. Deci nu să apere compania rusească, da? Și când nu spui nimic, când nu ceri să fie retras ambasadorul rus după asemenea declarații împotriva justiției românești, înseamnă că tu ești, nu știu, agent al rușilor, tu nu ești român, tu trădezi România. E foarte simplu. Și mai e ceva legat de Ponta, e de 2 ani jumate premier și acum vorbește despre schimbarea României. Păi, de ce n-a schimbat România în bine în 2 ani și jumătate? Premier și cu majoritate în Parlament. Ce să mai schimbe la România? De ce credem noi că o să schimbe ceva în bine ca președinte? Ce ar mai face el ca președinte? Că pe relații externe l-am văzut, vrea să ne ducă la ruși. Deci cu atât mai mult bine că l-am văzut cu toții și să se trezească lumea, să-și dea seama că unul în bine nu va schimba nimic, că n-a schimbat ca premier, n-a avut niciun loc de muncă, n-a făcut nimic din ce a zis, din potrivă a făcut mai rău, a pus mai multe impozite și taxe. A dat în justiție de câte ori a putut ca să-și apere baronii locali, județeni, de care sunt. Și, repet, reduce spre ruși. Deci n-a făcut nimic bun ca premier de ani jumate. Toate planetele, totul arată că ne va duce spre mai rău dacă ar ajunge președinte. În ce privește pe Iohannis? Da, dacă doriți să... Sigur că da. Sunt în acea situație. Niciunul dintre ei nu a spus clar, adică nici Iohannis nu a spus clar că dorește o relație puternică cu Statele Unite. Dimpotrivă, tot timpul mizează mult pe Germania, e ok, doar că trebuie să știm că suntem dependenți în Uniunea Europeană și Germania este, din păcate, de gazul rusesc. Și securitatea națională a României depinde de independența sa energetică. Ca atare trebuie să ne gândim la alte surse decât gazul rusesc, centrale nucleare, dar făcute cu aliați. Nu cu rus sau chinezi, cu aliați. Că sunt secrete. E siguranța națională a României. Sau țițeiul și gazele pe care le avem în Marea Neagră, să le exploatăm companii românești, dacă sunt străine, să fie iarăși din țări aliate. Și energii regenerabile. De asta spun că la politică externă niciunul nu stă bine. Iohannis n-are deloc experiență. Iar în ceea ce privește statul de drept și legea, care sunt esențiale într-o societate, și Iohannis și Ponta au picat împreună examenul de țară din 2012. Au fost împreună, nu? Când s-a încărcat Constituția, legile, ordonanța de urgență care desființa și Curtea Constituțională, care spunea că nu mai sunt obligatorii deciziile Curții Constituționale. Marța Neagră, n-am auzit că Iohannis să fi spus ceva, că nu e bine să se voteze super imunitatea parlamentarilor. A fost premierul propus de Voiculescu și Ponta. Deci nu e un om care să fie apărat vreodată legea, justiția, să fi luptat împotriva fraude, evaziunii, corupției. Așa încât, de ce ar fi acum? De ce să credem că ar fi acum? De ce să credem? Dimpotrivă, e chiar mai grav decât Ponta, pentru că, aparent, lumea se pare că a mai uitat din aceste lucruri și îl vede altfel și crede că e altfel decât Ponta. Și în realitate nu e. Doar să nu uităm 2012 sau Marțea Neagră, în care PNL cu PSD au votat împreună super imunitatea parlamentarilor.
Adică să fie și mai inegali decât restul românilor. Lor să nu li se aplice un sfert din codul penal. Ce scor sperați să obțineți în alegeri? Să câștigă alegerile. Da. Dacă... Și dacă dacă nu veți ajunge în cel de-al doilea tur de scrutin, ce le veți recomanda susținătorilor dumneavoastră? Un singur nume, Macovei. Și aici aș vrea să fac un comentariu, pentru că aud pe unii spunând o iubim pe Monica, credem în Monica, dar nu credem că are șanse, că are partid în spate. Aceștia sunt oamenii care, de fapt, nici nu iubesc aceste partide, care de 25 de ani sunt la putere, aceleași. Și care au fost în toate combinațiile posibile și uite unde suntem. Suntem rău. Eu am partid în spate, dar eu am oameni în spate. Ați mai văzut vreun candidat care să lucreze cu voluntari, firma de IT, firma de compania de comunicare, arhitecți, regizori, toți creativii care lucrează cu mine, toată lumea lucrează gratis, voluntari în toată țara care lucrează gratis, foarte mulți studenți avem aici, avem și pensionari, la recepție avem, de exemplu, avem trei schimburi, ca să zic așa. Una dintre doamne este matematician cu doctorat în matematică și am spus, vină și hai să faci altceva, da? Și a zis, nu, eu vreau să stau aici la recepție să vorbesc cu oameni, îmi place, iubesc, îmi place să stau aici, zâmbește tot timpul, e fericită. Deci, cum am și spus, eu vreau să fiu președintele românilor și nu al partidelor, președintele românilor și nu al combinațiilor. Este pregătită România să aibă o femeie președinte? Sigur că da. Până acum n-a avut o ofertă de un președinte femeie integru, care să știe politică externă, care să fi dovedit că face lucruri. Tot ce am făcut în România se știe, ce am făcut și în afară. Tot ce am spus că fac, am făcut. Nici candidat bărbat, adică aici nu cred că românii vor face o diferență. Problema este cum ești. Ești cinstit? Ești puternic? Au încredere în tine? Merg cu tine la drum mai departe? Să urcă în acel tren de care spuneam al României, care să meargă înainte? Văd că cei din afară au încredere în tine? Despre asta e vorba. Nu văd nicio problemă altfel. Nu cred că poporul român e misogin. Nu cred. Și aș mai spune ceva. Toți avem mame. Sau am avut mame. Și știm ce a făcut mama pentru noi. De ce n-am votat noi pe mama președintă? Adică toți ținem și ne iubim mamele, da? Mai departe, știm că o femeie duce și slujbă, crește și copii, are și serviciu, îl mai sfătuiește și pe bărbat ce să facă. Și mulți bărbați știu asta. Deci sunt toate motivele din lume să fie o femeie. Și avem exemple în Europa, nu numai Angela Merkel, avem și în foste state comuniste, în țările baltice și în alte țări. Avem candidați, avem premierii, cancelari sau președinți femeie. Ce ați făcut și ce veți face în continuare în campania electorală pentru a atrage voturi, având în vedere, cum spuneam și mai devreme, că nu aveți în spate un aparat de partid? Dar foarte bine că nu am, eu mă bucur. E vremea independenților. E vremea independenților. Deci, repet, avem același partid de 25 de ani. Deci lumea s-a săturat de ele. La ultimele alegeri, în 2012, jumătate din populația României n-a venit la vot. De ce? Fiindcă s-au săturat de acești politicieni. Eu vreau să transformăm, acum, la 25 de ani de la Revoluție, să transformăm România și transformăm clasa politică. Iar șansa mea stă tocmai în independența asta, în faptul că lucrez cu oamenii, că lucrez cu voluntari, că vreau să fiu președintele oamenilor, vreau să ascult oamenii, vreau să implic, să facem o democrație participativă, în care să facem cum vor ei. Iar celor care spun că, început să se spun asta, că nu am șanse, că am un partid în spate, păi foarte bine că nu am un partid. Eu sunt garanția că voi fi președintele vostru.
și nu al partidelor. Oricum, președintele independent și își dă demisia după ce a ales. Dar la mine există garanția asta încă de acum, de la bun început. Toți cei care spun că au încredere în mine, dar că nu am un partid în spate, le spun că șansa mea este votul lor. E foarte simplu. Dacă toți cei care spuneți că credeți în mine, dar nu credeți că am șanse și mă votați, am câștigat. E foarte simplu. Ce hobby-uri aveți? Două hobby-uri mari, să zicem, de natură sportivă, care se cuplează cu iubirea mea de libertate. În notul și schiul. Dar când în not, în not între 24 ore, de asta spun în notul, îmi place să ajung departe în mijlocul mării negre, să fiu singură și de asemenea să schiez mult pe pârtii negre, mai și sar, dacă sunt trambuline pe drum. Îmi place să mă și plimb pe pârtii verzi, prin pădure sau albastre. Citesc și muzica simfonică. Da. Și o ultimă întrebare pe care doresc să vă adresez ar fi, ce întrebare am uitat să vă adresez și care ar fi răspunsul la această întrebare? Mă votați? Votul este pe 2 noiembrie. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.